Salut și am găsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Andrei Albait, bine am găsit la episodul cu numărul 29 din EAFC 24. E bine, am rămas la meciul contra cei de la Leeds în Carabao Cup, unde vrem să câștigăm tot la fel trofeu, la fel ca sezonul trecut. Nu uitați, dacă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul să strângem cât mai multe like-uri și să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, dar și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Vedem că i-am bătut pe cei de la Manchester City cu 5-2, i-am spart efectiv. Țin minte în episodul trecut că foarte bine am jucat Szoboszlai. E bine, noi vom continua și vom merge mai departe. Aceasta este echipa lui Leeds, o echipă foarte slăbuță din câte văd. Nu cunosc mare, în afară de Fabio Vieira, niciun jucător. Echipa asta este clar superioară, însă nu putem să dăm o simulare pentru că în caz că pierdem, am ieșit din competiție. Deci o să jucăm meciul, însă o să las doar fazele importante. Bine, și ce meciul? Haideți să vedem dacă vom reuși să câștigăm și să continuăm parcursul nostru în Carabao Cup. Bine, și asta e importantă pentru Leeds, însă este acolo Konate. Foarte bună pasă la Martinez. Haideți să vedem Martinez cu un finez foarte bun. Par, ok. Eram pregătit să celebrez. Foarte bine acolo, Bellingham. Bellingham, nu reușește, ok. Dar și slap shoot, mă, frate. A dat prea încet. Haideți să vedem la Salah, foarte bine acolo, finesu, însă portarul este pe minge. Foarte bine acolo, pasă la Lautaro, foarte bine acolo, pe lângă portar, reușește să înscrie. Lautaro Martinez deschide scorul în minutul 21 și ne pune în avantaj. Revedem faza, foarte bine acolo, pasă de la Szoboszlai, foarte frumos un fake, iar cu stângul, direct în plasa adversarilor. Martinez cu o șansă foarte bună aici, un șut foarte bine plasat și intră acest șut. Reușește Lautaro Martinez să înscrie dubla în acest match, 2-0 în minutul 48. Revedem faza cât de bine pleacă acolo Lautaro Martinez, trece toți fundașii și un șut foarte bine plasat de la 17 metri distanță. E bine, și să trecem meciul, câștigăm meciul detașat, 2-0, meci cam plistor, însă îl câștigăm, asta este important și am rămas încă în competiție. Ok, se pare că primim oferte pentru McAllister. What? De ce? Pentru Van Dijk. Însă Van Dijk o să refuzăm aici, încă n-a ajuns la 87 overall. Ok, se pare că McAllister vrea să se transfere de la noi. Da, nu, probabil pentru că nu l-am mai băgat în meciuri. Da, asta ar fi o chestie. Deci o să avem nevoie de un nou mijlocaș de rezervă. Sunt totuși bani destul de mulți, 84 de milioane de euro. Noi mai avem încă 137 de milioane de euro, însă nu știm pe ce să-i cheltuim momentan. Scrieți în comentarii în caz că vreți să transferăm un alt mijlocaș sau poate un alt fundaș, pentru că o să intrăm în scurt timp în perioada de iarnă de mercato, deci o să puteți face niște transferuri. E bine, următorul meci este contra cei de la Manchester United, așa că haideți să jucăm acest meci. Aceasta este echipa lui Manchester United și vedem că Eriksen încă mai joacă. E bine, echipa noastră este destul de bună, însă Martinez se pare că este cam obosit. Însă va intra aici Messi și o să intre și Fernandez în locul lui Bellingham. E bine, ce meci contra cei de la Manchester United. Haideți să vedem dacă reușim să-i batem pe cei de la pe diavolii roșii, de fapt, și să obținem 3 puncte în liga noastră. Foarte bine acolo pasa Szoboszlai. Haideți să vedem. Szoboszlai peste poartă. Hai să fie acum Messi reușește, deschide scorul în minutul 25, Messi este primul care marchează de la noi de echipă. Revedem faza foarte bună, pasa întoarcerea lui Messi, însă și ce bine a plasat acest balon, Onana nu reușește să-l ia, astfel aducând în nou primul gol. Messi foarte bine acolo, continuă, întoarce bine și un șut foarte bine plasat, Messi înscrie din nou. Bă, frate, le știe, mă, bă, cum plasează șuturile aia și la 86 overall, știe, mă, Messi să joace. Revedem faza cât de bine driblează acolo și șut cu stângul, tipic Messi, pe lângă Onana. Onana este, efectiv este distrusă din acest meci. Hai să vedem Rashford la balon, pas în spate la McTominay, pas în spate la Chilwell, pas în spate la Bruno Fernandes. Bruno Fernandes șutează, însă în blocaj, șutează din nou, iar în blocaj și șutul lui Rashford. Avem un zid din apărare. Haideți să ne acum centrarea foarte bună. Păstrează mingea, însă apără portarul. Messi, ok, foarte aproape să pierdă mingea Messi. Foarte bine acolo, combinație de pase. Salah, haideți să vedem. Aolo, ce ai făcut, mă, Salah, mă, ți-a murit piciorul. Vini foarte bine acolo, păstrează balonul. Foarte bine la Messi o bubă din fața porții, însă pe jos, reușește să marcheze, face 3-0, hat-trick în acest match, tipic Messi. Foarte bine acolo, menție mingea Vinicius, însă și șutul lui Messi, un trivela mic acolo, pe lângă portar, pe jos. Bine, este 3-0, așa că o să dăm un sim to end, să vedem
ce reușește echipa să facă în continuare. Haideți să vedem și reușește până la urmă. 3-1 se menține scorul, însă Antony marchează în minutul 64. E bine, următorul meci este contra cei de la Tottenham Hotspur în Premier League. Haideți să vedem ce echipă au. E destul de interesantă, însă văd că cam și-au păstrat aceeași idee. Acest meci o să-l simulăm pentru că nu este un meci cine știe ce. Așa că haideți să vedem ce vrei să facem. Quick sim și reușește să bate pe cei de la Spurs cu 2-0. Mohamed Salah scrie dubla. E bine, următorul meci este în Premier League contra cei de la Manchester City. Am jucat în episodul și cu Manchester United și acum o să jucăm și cu Manchester City. Vedem că sunt pe locul 4. Ok, destul de greu. E bine, aceasta este echipa lor, v-am arătat de atâtea ori. Echipa noastră este destul de obosită pe anumite părți, dar cred că o să se descurce ok. Meciul contra cei de la Manchester City în liga noastră. Haideți să ne dacă reușim să obținem încă 3 puncte. Davis foarte bine acolo, se duce, continuă foarte bine, ce ne driblează, însă Alisson iese pe minge și ne salvează. Dacă era Haaland, sigur dă gol, însă Davis n-a reușit. Foarte acolo, bine, șansa pentru Szoboszlai. Haideți să vedem. Szoboszlai trece foarte bine, un trivela foarte bun și înscriem. Wow, cât de rapid am înscris. Minutul 10, Szoboszlai face 1-0 și ne pune un avantaj. Revedem faza, uitați-o cât de bine s-a dus, însă și ce trivela de la 20 de metri distanță, un trivela pe lângă Ederson. Efectiv, nu avea cum să rateze aici. Bine, foarte bine acolo, Hernandez. Un run destul de bun, Musiala, Salah, foarte bine șutul, se face 2-0, Mohamed Salah înscrie al doilea gol, foarte rapid. Vedem faza, foarte bine acolo, pleacă Teo Hernandez, foarte bună, pasă la Musiala cu o rabona la Salah și Salah keep it simple, pe lângă portar, un finez, nu e prea finez, dar hai să zicem că e finez. Bine acolo la Bellingham, îl vedem pe Martinez cum a plecat, foarte bun acolo, șutul însă nu reușește. Foarte bine acolo, balon la Salah, cât de aproape, însă ce bine a apărat Ederson. Haideți să fac acum Salah la Szoboszlai, ce bine a apărat Ederson. Ce bombă de la Szoboszlai însă. Haaland, haideți să vedem, City are ocazie. Haaland este oprit acolo, nu, dar este blocat șutul. Foarte bine acolo la Szoboszlai, nimerește un jucător. Mamă, încercăm însă nu reușim. Foarte bine acolo, Szoboszlai, păstrează balonul, Barnes și se lovește portarul, însă nu intră. Haideți să vedem acum fază foarte bună, Szoboszlai, însă blochează acolo, fundașul foarte bine. Jota la City, haideți să vedem. Jota, centrare bună la Haaland, însă în portarul acolo, se ducea oricum. Martinez foarte bine acolo, trece pasa, este bună la Arnold la Vini cu capul, însă apără portarul, trează cu piciorul, o bubuia din fața porții. Haideți să vedem acum la Salah cu un finez, însă apără portarul, bă ce apără Ederson. Ce l-am luat acolo. E bine, este meciul 2-0 pentru noi, reușim să câștigăm și batem pe cei de la City. Foarte bine aș putea spune. I-am cam dominat, însă Ederson a apărat foarte, foarte bine. Bine, se pare că n-a venit Manchester County din pădure. Haideți să vedem ce găsim repede la italieni. Nu e bun. Haideți să vedem totul la român dacă găsim ceva. Nu e bun. N-am avut noroc, însă poate la englezi, dar nu găsim nimic. Parcă primim foarte multe oferte pentru Konate. 153 de milioane. What? Niciodată. Pentru McAllister mai primim de la Leverkusen. Și pentru Gomez. E bine, următorul meci este în Emirates Cup contra la Morecambe, nu știu, cum vreți voi, sau Morecamp. Va trebui să jucăm meciul pentru că este în Emirates Cup și vrem să câștigăm trofeul. Aceasta este echipa lor, o echipă absolut necunoscută. E bine, cu echipa asta o să intrăm meci, haideți să vedem ce reușim să facem. E bine, începe meciul, haideți să vedem la căruci să ne menținem în Emirates Cup și să trecem mai departe. Haideți să facem Musiala peste poartă. Salah, foarte bine acolo, trece. Vini și la fel, mai face încă o schemă, șutează, însă apără portarul, ok. O centrare foarte bună acolo la Vini reușește dintr-o farfecă să înscrie în acest match, wow. Ok, 1-0 minutul 17, revedem faza foarte bine acolo, centrarea de la Arnold, dar și farfeca lui Vini, foarte bine acolo. O execuție a mingii foarte bună. Portarul n-are nicio șansă, n-am mai văzut o farfecă de asta în viața lui. Foarte bine acolo, Vini. Mamă, ce efect a prins. Ce efect a prins mingea. Vini înscrie al doilea gol instant, minut 23. Revedem faza, foarte bine acolo pleacă Vini. Însă ce șut, foarte bine efect a luat. Aproape de vinclu.
Messi, Messi, aproape să-mi scrie. Vini foarte bine acolo, trece. Un finez foarte bun. Ce finez bun! Incredibil, incredibil. Vini efectiv prea bun. Bă, cum a putut să dea așa finez? Ce efect a prins mingea? Revedem faza foarte bine acolo. Vini trece foarte bine pe lângă jucători. Dar și ce efect a putut să prindă mingea? Portarul n-a avut efectiv mai bine să dea pe loc și să uita la ea. N-a avut ce să facă decât dacă era deja acolo. Foarte bine acolo, Vini continuă singur. Foarte bine acolo, Vini! Mamă, ce șut! Ce șut dacă intră acesta! Foarte bine acolo, Vini! Haideți, vedem din nou! Un finez de-a lui! Mamă, ce bară! Foarte bine acolo, Vini! La Salah! Salah, ce fafe că însă nu intră! Foarte bine acolo, pasa! Și foarte bine acolo, în finalizarea! Mă, frate, două ustai! Este foarte, foarte bun! Vini Messi! Vini Messi! Vini Messi! Uite, acolo pe Vini, driblatorul! Și pasă foarte bun la Messi! Messi foarte bun pe finishing! E bine, reușim acolo să câștigăm și trecem mai departe în competiție cu 4-0! Îi spargem pe adversari! E bine, se pare că se va da Manager Award! Hai să vedem cine îl primește! E bine, dacă se mai aici, cred că o să-l primească și Jurgen Klopp, logic, Jurgen Klopp, cel mai bun manager, manager of the year, mă așteptam. E bine, următorul meci este contra cei de la Arsenal. Ok, Rudiger se pare că a venit la Arsenal, în Carabao Cup este meciul, însă acest meci îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați surge deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat, pa, pa!